UCL Chelsea Real Madrid miercuri, ora 22, Digi Sport 1. UCL Villarreal Bayern miercuri, ora 22, Digi Sport 2. Turcii neagă o înțelegere cu Roman Abramovici în privința clubului Göztepe. Președintele clubului turc, Talat Papatia, a negat însă aceste informații și a afirmat că nu a existat nicio discuție cu miliardarul rus. Abramovici nu a ajuns la niciun acord și nu a vorbit cu nimeni despre preluarea clubului. Nu există așa ceva. Am citit în presă că Abramovici ar fi preluat clubul, dar nu este adevărat. Vom face anunțurile necesare atunci când discuțiile referitoare la aceste probleme vor fi serioase, a declarat Talat Papatia, președintele lui Göztepe, pentru. Göztepe se află în acest moment pe locul 18, din 20 de echipe, în prima ligă din Turcia și are un lot de 30 de jucători, în valoare totală de 28,95 de milioane de euro, potrivit publicației de specialitate Transfermarkt. Göztepe este o echipă de tradiție în Turcia, cu o vechime de 96 de ani. A fost campioană o singură dată, în 1950, mai are în palmares două cupe ale Turciei și o supercupă. Clubul Chelsea, scos la vânzare pe 2 martie. Descoperă Zambia îndepărtată și neatinsă, locul unde viața sălbatică funcționează doar după legile naturii. Azi de la ora 21, numai pe Digi Animal World. Roman Abramovici a scos Chelsea la vânzare pe 2 martie, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. Miliardarul ruso-israelian a fost apoi sancționat de guvernul Marii Britanii pe 10 martie. Albaștrii trebuie să opereze în condițiile unei licențe guvernamentale stricte, iar banii rezultați din vânzarea clubului vor merge către fonduri de caritate care ajută victimele războiului din Ucraina. Abramovici s-a angajat să anuleze datoria de 1,5 miliarde de lire sterline a lui Chelsea și eventuala tranzacție, care în urma licitațiilor ar putea ajunge la 3 miliarde de lire sterline. Stefan Pagliuca, ultimul candidat de pe lista scurtă a lui Chelsea. Copatronul echipei nord-americane de basket Boston Celtics, Stefan Pagliuca, a devenit, la finele lui martie, ultimul candidat pe lista scurtă de 4 pentru a cumpăra Chelsea. Magnatul de 67 ani, copreședinte al Bain Capital, a pus pe masă o ofertă importantă pentru a achiziționa clubul englez. Familia Ricketts, care deține clubul de baseball Chicago Cubs, grupul condus de fostul președinte al lui Liverpool, Sir Martin Brodie Haston, care îl include pe președintele World Athletics, Sebastian Coe, și un consorțiu care îi cuprinde pe oamenii de afaceri Todd Behli, Hans-Jörg WYSS și Jonathan Goldstein, sunt ceilalți competitori aflați în cursă. Etichete Chelsea, Roman Abramovici, Göztepe. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.